Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața, un șofer bihorean a fost sancționat cu 4 puncte și o amendă de 580 de lei după ce a fost prins de radar circulând cu 30 de km pe oră. Ceea ce în Bihor probabil că e foarte mult, mă rog, de aici. Eu prima dată când am văzut rău, știrea... Da, nu fi rău. Băi, nu, când am văzut 30 de km pe oră, știți că există prevederi în codul rutier care spun că dacă poți să fii amendat dacă circul cu viteză mai mare decât cea care este pentru drumul respectiv sau mult mai mică decât aia, când curs circulația. Aia cred că e valabilă, la noi nu cred că există. Eu n-am auzit în viața mea de cineva care să fi fost măcar avertizat că merge prea încet. Asta este adevărat, dar eu când am învățat la școală, mi-a explicat instructorul, trebuie să te încadrezi, nu știe limite, adică dacă mergi... Trebuie să adaptezi mereu viteza la traficul în care... Și așa ar trebui pe autostradă, ar fi de mare folos. Da. Merge. Și m-am apucat să citesc și de fapt este așa. Pe sectorul respectiv de drum era instituită limită, sau este instituită limită de viteză de 10 km pe oră. Bă, și polițiștii au venit acolo cu radarul, mă. Nu cred, au venit cu radar pe... Da, la cules de melci, probabil, sau la ce Dumnezeule, adică pe bune? E adică că... fietonii care depășeau pe linie continuă, ce pățeau? Totuși, 10 km pe oră, limită de viteză... Uite, primesc un mesaj chiar acum, stai așa. Articolul 49 din codul rutier. Pe anumite sectoare de drum, ținând seama de împrejurări de intensitatea circulației, administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere, poate stabili și limite de viteză inferioare, dar numai puțin de 10 km pe oră pentru tramvaie și de 30 de km pentru toate autovehiculele. Deci, în principiu, pentru dacă domnul ar fi fost cu tramvaiul, da, 10 km, dar altfel, 30 de km... Codul rutier spune că n-avea voie polițistul să-l amendeze. Cu toate acestea, în Bihor, scrie bihon.ro, șoferul bihorean s-a întâmplat în localitatea Pietroasa din Bihor, vineri 11 iunie, pe drumul județean 763. Limită de viteză 10 km pe oră, zona respectivă, l-au prins cu radarul. Poate era vreo școală acolo? Poate au făcut o farsă? Amendă. Sau sunt foarte puține mașini în localitate, că altfel ar fi trebuit să fie câteva mii de amendați, că la limita asta de viteză îți dai seama că ia cu radarul, le strică radarul. Poate avea pornise? Asta mă miră și pe mine. Adică vezi limită 10 km pe oră și cobori viteza la 30. Totuși, omul a încercat. Adică el chiar s-a străduit și să facă ceva. Pe la sat știau și, probabil au și caterinca lor. Nu e într-un sat? Ba da, nu. Da, au ieșit aia de la poliția locală, ăla era cu mătru unuia din ei, ia să vezi că te luăm cu radarul. În zona de 10 km pe oră? E, fii atent. Știi că pe eu am plătit amendă pentru că mergeam cu 62 de km pe oră, nu într-o zonă de, sau 50, era zona de 30 sau 40, nu mai știu, la Fântâna Miorița. Mă întorceam de la redacție, odată era 2 dimineața. Și mergeam și eu încetişor spre casă. Nu era nimeni pe drum. Iartă-mă, dar e vina ta dacă ai luat radar la Fântâna Miorița. Băi, da. Ce să zic? Nu știu ce să zic. La 2 dimineața... La 2 dimineața, 60 tocmai. De... Și sare din, să nu zic din boschet, sare din tufiș polițistul, te și sperie, mă, pe bune, când ți apare... Reflectorizant. Trage pe dreapta. M-am uitat la vitezometru, era șai, înfrânare, sub șai, trage pe dreapta, zic, ce s-a întâmplat? Viteză. Zic, ce viteză, doamne? Aveți 62 de kilometri. Păi și cât e aici? 40. Și mi-a dat amendă. Asta e, zic, mulțumesc că am plăcut, s-a întâmplat acum mulți ani. Unde e lege, nu-i tocmai ală, Vlad. Ha? Unde e lege, nu-i tocmai ală. Da, și uite, tu trebuie să ne mai povestești. La poliția rutieră nu e tocmai ală niciodată. Trebuie să ne mai povestești din traumele astea ale tale. Dar n-a fost o traumă. Explică lucruri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.